Yes. 3, 5, 7, 10. Ce să zic, mă? De acolo n-ai putut să sari? De acolo? Mamă, hai! Ești pregătit? Bă, da, mă! Vrei să începem? De acolo de sus, da? De sus, da. De la 10, aia înseamnă 10. Apa e caldă? Nu. Nu, e rece. Trebuie să fie rece apa, tocmai pentru a... a nu fi un șoc foarte puternic, știi? Da. Să nu simți lovitura când te lovești, când o să cazi în apă. Auzi, apa e rece ca să amortizeze... Provocarea asta era pentru tine, nu pentru mine. Păi da, eu ți-am zis că nu sară. M-am hotărât de la început, adică eu n-am sărit nici în concurs. Nu o să sară acum. Pă bune, dumneavoastră. Deci, Cosmine, ai noroc. Ia. Yeah. Ai noroc, că eu tot timpul am pe mine. Ce? Ce faci, mă? Stai, mă, te dezbraci la televizor? Păi... Hai, dezbracă-te și te ajut. Hai, la cât, de la cât s-ar prima? Hai, dezbracă-te. Bă, s-ar, nu știu. Lasă, nu știu cum a devenit treaba asta din provocarea lui, a devenit provocarea mea. Lasă, bani mai ai pe aici. O să strâng asta, că o să cadă de pe telefon, mine. Ceva bani mai ai. Aveți cam șansă. Așa, bun. Nu cred tu, cu astea stai tot timpul pe tine? Da. Doamne, iartă. Și mai ai și un costum de scafandru în mașină tot timpul pregătit, da? Am înțeles. Hai, perfect. Astea nu le pierzi, inele, lasă. Asta, 5 metri. Așa, și nu te lași pe spate. Brațul după ce ai sărit, îl fixezi un pic lateral, hai, ca să te menții echilibru, da? Îți mai curajează fetele pe tine. Astăzi, îi mulțumesc lui Cosmin că a fost cu mine. Bravo, ce curajos m-a, m-a făcut să mă răhățesc pe mine, de acolo de sus, cu încurajările lui. Îi mulțumim că ați fost alături de noi. Ne vedem vineri viitoare la iComedy, aici pe Antena 1. Până atunci, o seară perfectă și un weekend excelent. Pa! Pa!